Bună! Nu salut. Putem să nu remarcăm a ta ținută. Cum te cheamă? Siena. Siena? Siena Vușcan. Da. Cum, Siena? Siena Vușcan. Da. Da. Și ești din? Din China. Da, sunt din Cluj, m-am născut în America, dar am stat 5 ani în China. Ce ai făcut în China? În China am învățat să cânt și să vorbesc chineză. Și știi, ai un nume chinezesc, se te cheamă Xiaolian. Pentru că așa se traduce în chineză numele tău. Xiaolian. Ce, Smiley? E Xiaolian? Da, fii atent, ai văzut că are și în vorbire deja cum vorbește normal. Xiaolian. E o chestie de interpretat, adică chinezii vorbesc. Xiaolian e foarte mult, nu-l iubesc, el e foarte mult. Cam așa vorbesc. Și eu am vreun nume, ia. Pavolo. Pavolo! Bă, sună bine și în chinezește. Sună așa de star. Și acum cântă pe stadionul Wembley din China. Pavolo! Wembley din China, am înțeles. Pavolo! Pavolo! Și ai învățat chineză în 5 ani? Într-un an jumate. Într-un an jumate? Așa repede? Dar tu îți dai ce neobișnuit apare o fată blondă. De câți ani acum? De 10 ani. De... 10 ani ai? Da, 10 ani. Păi tu ești mai mare decât orice chinez acolo. Cam da! Deci la 10 ani arată așa, vorbește așa și îți dai seama, apare o blondă așa. Da, la toți băieții le place foarte tare de mine. Ce să zic? Tu ești. Vino mă încoace. 3 miliarde de chinezi. E ok, sună foarte bine numele de ăsta. 3 miliarde de chinezi. Băi, așa puneți în montaj. 3 milioane de chinezi. 3 miliarde. Imaginează-ți un pic, ia, iarăși, când aplaudă 70.000 de oameni într-o piață. Asta e visul tău, visul chinezesc. Visul chinezesc. Uite, dacă vrei să fac asta, mai bine întâi mergi în China. Cumpără-ți un bilet de pe avion și mergi în China. Și ce, mă duc în piață și tot. Câți ani ai tu? 10. Stai să-ți arăt, stai să-ți aranjezi. Ei apreciază acolo. Ca să-ți vadă ochii, să-ți vadă față. Fețele europene, nu? Da, și le place foarte tare că am note foarte mari. Da, zi, și că merg la foarte multe emisiuni. Te opresc chinezii pe stradă să facă poze cu tine? Normal că da. Ce crezi? Da. Cred că da. Ești vedetă în China, adică mergi la emisiuni în China. Da, merg la emisiuni în China. La ce emisiuni ai fost? Am mers, vrei să vă zic numele? Da. Ok. Hui sheng liao liang, rang meng xiang fei, wo shi da ming xing di qi jie, wo xu le wu ge wo shi da ming xing. Tong sheng lang lang. 很多节目, așa e lungi titlul la emisiuni. Nu, sunt mai multe. Mai multe. Ai. 很多节目, 喜欢上 电视. Domnilor și domnilor, Pavolo și Xiaolian vă prezintă și vă prezintă. Vă prezintă România o tare, cum zice? România e o tienfu. România e o tienfu. România e o tienfu. Pavolo și Xiaolian vă prezintă România e o tienfu. România e o tienfu. Adică România au talent.